Într-o lume care cântă lerui ler și are ler, și o lume care nu sărbătorește, ci dă petrecere, o lume care l-a scos parcă pe Iisus Hristos din ecuație și moș Crăciunii la modă, noi suntem aici să-l sărbătorim pe Iisus Hristos. Și sărbătorim pentru că am experimentat Faptul că ne-a scos din groapa pe irii și ne-a pus picioarele pe stâncă și ne-a pus în gură o cântare nouă. Și putem spune ca Isaia de altă dată, căci un copil vi s-a născut, un fiu vi s-a dat. Și îl vor numi cum? Minunat. Totul cu privire la Isus Hristos este minunat. Când te uiți la nașterea lui Hristos, îți dai seama că nimeni n-a avut parte de o naștere atât de minunată ca Domnul Isus Hristos. Biblia spune că la nașterea lui astrele cerului au concurat. Ostea stea a dus trei mași de la răsărit, trei oameni două 2000 de kilometri pe jos și a primit aur, smirne și tămâie. Îngerii au cântat la nașterea lui. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea cum Dumnezeu a pus totul în mișcare, pentru că totul despre Isus Hristos este minunat. Când te uiți la viața lui Isus Hristos, el a putut să spună, cine mă poate dovedi că am păcat? Ca să arate tuturor că el are un caracter minunat. Minunile care le-a făcut au fost extraordinare. Felul în care a, a știut să moară pe cruce, spunând, tată, iartă că nu știu ce fac. Totul despre el a fost minunat. Învierea lui, totul a fost minunat. De aceea noi în această dimineață suntem aici să proclamăm că Isus Hristos care s-a născut în Iesle este minunat, lăudat să fie Domnul. Slăvi să fie numele Lui. Sfântul Irineu spunea că atunci când Dumnezeu a vrut să îmbrățișeze lumea asta, s-a folosit de cele două brațe ale lui, de Isus și de Duhul Sfânt, ca să atragă lumea la pieptul lui să înțeleagă că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. În luna decembrie există atâtea cadouri, luna cadourilor, dar să nu uităm că cel mai mare filantrop, cel mai mare dăruitor nu este altul decât Dumnezeu. El a dat nu un înger să vină să se întrupeze, nu un arhanghel. El a trimis chiar pe Domnul Isus Hristos, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, slăvit să fie în numele Lui. Dar nu numai atât, dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că însuși Iisus Hristos a dat pe sine însuși, de bunăvoie și nesirii de nimeni. E adevărat că Biblia spune, însulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Dar n-a venit cu forța. El a zis, nimeni nu mi-a -mi viața cu sila. Eu însumi o dau de bunăvoie. Da, Tatăl este dăruitorul. Hristos însuși s-a dăruit ca și un cadou pentru noi și pentru păcatele noastre. Duhul Sfânt, spune Biblia, că a venit. De bună voinesele de nimeni, ce să facă? Să ne convingă de păcatele noastre. Iată o Sfântă Trinitate plină de bunătate, care s-a dăruit pentru binele nostru, lăudat să fie numele Lui. De aceste sărbători, auzim și vom auzi mesaje despre Maria, Mama lui Iisus Hristos. Acea prezență constantă de la iesele la cruce, despre maci, despre păstori, despre irod, despre stea. Dar în această dimineață, aș vrea să vă vorbesc despre cel mai tăcut personaj din istoria nașterii lui Iisus Hristos, și anume despre Iosif. Un bărbat căruia Duhul Sfânt nu menționează nici măcar un cuvânt în cele patru evanghelii. Un om care a știut să joace rolul de vioara a doua. Un om care s-a uitat la logonica lui și a văzut că ea e vioara întâi, că ea este un vas ales al lui Dumnezeu care poartă sarcina lui Dumnezeu în pântecele ei. Și din umbră, bărbatul acesta a sprijinit pe Maria, a sprijinit-o pe ea, sarcina ei, ca planul mântuirii să se ducă fără niciun compromis, să se ducă până la capăt. Ne uităm la Iosif și vedem un om care tace, dar face. Un om al credinței. Un om care l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Un om care n-a fost rabin, n-a fost, n -a fost uh, scrib în vremea aceea, să copieze manuscrisele sfinte. N-a fost un om important în societate. Un om absolut anonim, un om obișnuit. Dar un om care a avut îndrăzneala să-l creadă pe Dumnezeu pe cuvânt și pentru că l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, Dumnezeu l-a folosit și a scris istoria slăvit să fie Dumnezeu. Și pentru că a știut să joace rolul de vioara a doua, Domnul i-a dat harul ca acest simplu tâmplar să-l crească pe Creatorul. Acest simplu tâmplar să nu facă altceva decât să crească pe cel care are un nume mai presus de orice nume. Lăudați să fie numele Domnului. Și vreau să -ți spun ție în această dimineață, dacă ești necăsătorit, să ești necăsătorită, roagă lui Dumnezeu să-ți dea un partener care să vadă în tine valoare, să vadă sarcina care Dumnezeu a pus-o pe umerii tăi și să te sprijine. Iosif a fost vioara a doua. Iosif a văzut că Maria este vioara întâi și din umbră ce a făcut? A susținut această sarcină. La fel Dumnezeu s-ar putea să te cheme la o slujire, să-ți dea o sarcină poate pentru cei nemântuiți, o lucrare, o chemare, o ungere specială. Și tu ai nevoie de cineva în viață care să te susțină din umbră, în așa fel încât să faci lucrarea de Dumnezeu fără lacrimi. Dacă ești slujitor în casa lui Dumnezeu sau Domnul ți-a dat o lucrare de făcut, roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea un Iosif, să-ți dea un colaborator care să nu te sape. Un om care să știe să stea în umbră, să vadă harul chemarea lui Dumnezeu și din umbră, să știe să joace rolul de vioara a doua. Noi astăzi trăim într-o vreme în care toți vor să fie vioara a întâi. Toți vor să fie number one. Toți vor să fie ei pe primul loc. Puțin sunt cei care știu să lucreze din umbră. Dar să știți că cu astfel de oameni, ca și Iosif, ca și Barnaba, care l-a ridicat pe apostolul Pavel și l-a prezentat bisericii și a arătat, uite, cum i s-a descoperit Domnul. Cu astfel de oameni, Dumnezeu scrie istoria slăvit și onora să fie în numele Domnului. În urmă cu vreo 19 ani de zile, fratele Paul Negruț ne-a luat pe toți din anul întâi de facultate și ne-a dus la o conferință pastorală la Sinaia. Și acolo era un păstor american pe nume Kendall Carson. Și omul acesta a, a predicat, și după ce a predicat, ne-a ridicat pe toți în picioare și a zis: Toată lumea să țină mâna așa. Și toți am ținut mâna așa. Și ce rugați-vă lui Dumnezeu cu mâinile așa, ca și cum ați primit ceva în mână din, din partea lui Dumnezeu. Și toți am stat cu mâinile ridicate ca un semn că primim din partea ta, Doamne, ce vrei să ne dai? Și am închis ochii. Și ne-a rugat cu mâinile așa, ca un semn de primire. Și în timp ce am închis ochii și am făcut cu mâinile așa, nu zi o proroc, dar am văzut așa ca într-o vedenie, că îmi curge grâu în mână și că trebuia să fac așa și să dau la popor. Și curgea grâu, eram anul întâi de facultate, aveam 19-20 de ani. Și m-am dus la sfârșit și i-am spus acestui frate, păstor american, Kendall Carson, n-am mai putut de bucurie ne-am împrietenit și mi-a dat Biblia lui, din care a predicat. Mi-a mi a dat o ca și cadou. După aproape 20 de ani de zile, pastorul Kendall Carson îmi scrie un e-mail și zice, frate Gabi, încă mai predici cuvântul? Nu mi-a venit să cred că omul ăsta nu m-a uitat. După aproape 20 de ani de zile, mai predici cuvântul? Mai împrăști grâu? Și am zis, da, I-am spus în ce sunt implicat, i-am trimis poze cu soția, cu copiii și ascultați ce îmi spune el mie. Acest Iosif din umbră. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru un fel în care te folosești în Evanghelie și pentru ajutorul potrivit pe care ți l-a dat și pentru copii. Trebuie să spun că poza ta am atașat-o pe coperta din interiorul Bibliei mele și este totdeauna cu mine. Ceea ce înseamnă că tu întotdeauna ai fost înaintea ochilor mei și în inima mea de când ne-am întâlnit. Am avut un sentiment profund că Dumnezeu mi te-a dat ca să mă rog pentru tine. Chiar dacă nu ne-am întâlnit niciodată și probabil numai în cerul ne vom întâlni. Am plâns și am râs în timp ce arătam soției mele e și pozele care mi le-ai trimis. Ai fost, prezent, ai fost prezentat la mulți pe care nu i-ai întâlnit și care adesea am întrebat de poza din Biblie și spunea, este fiul tău? Și aceasta mi-a deschis oportunitatea să le vorbesc de tine, și să le cer să se roage pentru tine. Cu mare bucurie și mulțumire, pastorul Kendall Carson. Oameni anonim, eroi ai credinței care stau în băncile bisericii și noi nici măcar nu știm, dar care se roagă. Și vreau să mulțumesc tuturor acelor care se roagă pentru slujitorii bisericii Betel. Oameni care știu să stea în umbră, să se roage, să postească. Ca sarcina care Dumnezeu le-a pus-o pe inimă să o ducă până la capă, slăvi să fie numele Domnului. Și asta mă încurajează pe mine, frați și soroși, să văd că dacă Dumnezeu a putut să folosească un om anonim ca și Iosif, care n-a făcut parte dintr-o familie royală, n-a făcut parte dintr-o familie importantă în societate, Dumnezeu te poate folosi și pe tine și pe mine. Oameni care au îndrăznearea să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, cu astfel de oameni, Dumnezeu va putea să lucreze în societatea asta. Nu spune, eu nu sunt fiul nu știu care, eu nu am bani, nu știu, da, eu nu Uite-te la Iosif, un om simplu, dar care a avut îndrăzneala să-l creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Uitați ce zice Biblia în versetul 16, Matei 1 cu 16. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Isus. Versetul 16, băieți. Iacov a născut pe Iosif. Cine era tatăl lui Iosif? Iacov. Și în versetul 20, Biblia spune așa. Pe când se gândea el aceste lucruri, i s-a arătat în visul un înger al Domnului și a zis, Iosif, fiul lui, zice stare, nu zice Iosif, fiul lui Iacov, tu în ochii mei ai o inimă mai aleasă ca taică-tă. Tu în ochii mei ești, tu ești fiul lui David. Tu ai o inimă ca David, un om după inima mea care îmi va împrini voile mele. Și voi putea să pun această lucrare a mântuirii și pe umerii tăi, pentru că am încredere că nu vei face niciun compromis. Tu ești fiul lui David, tu ai o inimă specială. Și s-ar putea să fie aici un om care să zice, a, eu dintr-o familie simplă, părinții mei simpli, așa mai departe. Dar Dumnezeu cunoaște inima ta. Dumnezeu vede alergia ta la păcat. Dumnezeu vede bătăliile tale și cum le duci înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul zice, tu ai o inimă ca lui David. Nu numai că ești din linia genealogică pe a lui David, dar inima ta este o inimă ca a lui David. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea o astfel de inimă. Ca lui David, ca Dumnezeu să ne poată încredința lucrarea lui, slăvit și onorat să fie numele Domnului. După ce Evanghelistul Matei arată în primele 17 versete, ereditatea umană, versetul 1, Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram, adică arată că Isus Hristos era om care a venit pe spița royală a lui David și a lui Avram, din versetul 18 la 20, Matei în același capitol arată ereditatea divină și zice Vezi că ce s-a zămislit în ea nu-i de la un soldat roman, nu-i de la cel mai bun prieten al tău, ce s-a zămislit în ea e de la Duhul Sfânt. De aceea acest copil este de fapt și Dumnezeu, este Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Uitați cât echilibru în Evanghelistul Matei. Pe de o parte arată umanitatea lui, dar pe de cealaltă parte spune, copilul ăsta nu este altul decât Emanuel. Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie Domnul. Este unsul, alesului Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Și este foarte important să spunem lucrul acesta. Pentru că dacă Isus Hristos nu era Dumnezeu, pentru mine nu are nicio importanță că o stat un nene pe cruce. Trebuia cel care stă pe cruce să fie Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. De ce? Pentru că nimeni nu putea să ia greutatea păcatelor noastre decât numai însuși Dumnezeu. Și mai mult Biblia spune ne trebuia un miel fără pată și fără zbârcitură. Cine putea să fie cel fără pată și fără zbârcitură să ia păcatele noastre? Cine? Cine putea să fie? Numai Dumnezeu. De aceea mărturisim în această zi că Isus Hristos nu este un înger care a coborât din ceruri, că Isus Hristos este Emanuel care înseamnă Dumnezeu, este cu noi, lăuda să fie Domnul. Uitați ce zice Biblia în Iacob, în Iov, capitolul 4. Biblia spune așa, Versetul 18. Dacă nu are Dumnezeu încredere nici în slujitorii săi și dacă găsește el greșel și la îngerii săi. Deci Dumnezeu găsește greșel și la îngeri. Iisus Hristos nu putea să fie un înger. Dacă primul înger venea să se întrupeze, cum spun martelul lui Jehova, atunci mântuirea noastră e compromisă. De ce? Pentru că ne, ne trebuie unul fără greșeală și fără zbârcitură. Și acesta cine este? Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, slăviți să fie în numele Domnului. Ba mai mult dacă te uiți în medicină, vei vedea că toată medicina confirmă că sângele, sângele copilului vine de la tată, nu de la mamă. Și este foarte important, pentru că Biblia spune ce s-a zămislit în ea. Nu este de la un urmaș căzut al lui Adam, de la vreun om, ci este de la Dumnezeu. Dacă era un urmaș căzut al lui Adam să fie însărcinat pe Maria, sângele lui Hristos nu mai era prețios și nu ne mai putea curăța de orice păcate. De ce? Pentru că era un sânge infectat de păcatul adamic. Dar dacă tata lui n-a fost un urmaș căzut al lui Adam și a fost însuși Dumnezeu, atunci e adevărat că sângele lui e prețios și ne-a răscumpărat din felul de șer de viețuire, nu cu aur, nu cu argint, ci cu sângele prețios al lui Iisus Hristos. De aceea sângele lui Hristos ne poate curăți de orice păcat. Pentru că tata lui n-a fost un urmaș căzut al lui Adam, sângele lui n-a fost infectat de natura păcătoasă, ci sângele lui era sânge de Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Și îngerul Domnului vine și îi spune, vezi că ce s-a zămislit în ea, e de la Duhul Sfânt. ăsta nu e un copil simplu. Copilul ăsta e și părintele veșnicilor, e Dumnezeu tare, este Emanuel, lăuda să fie Domnul. Și în această dimineață, dacă ești aici și nu te-ai întâlnit cu acest Iisus Hristos și n-ai păcatele iertate, să vii să spui, Doamne, cred că sângele tău prețios mă curăță de orice păcat. Cred în minunea pe care Duhul Sfânt a făcut-o, lăuda să fie în numele Domnului. Iosif acesta, nu numai că era un templar, nu numai că era fiul lui David, cu o inimă ca lui David. Dar dacă te uiți în Sfânta Scriptură, Iosif spune Biblia, versetul 19, era un bărbat neprihănit. Și un bărbat neprihănit are o înclinație specială spre milă. Deci Biblia că omul acesta, Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Logodna în acea vreme era căsătorie timp de un an de zile fără relații intime. Și nu putea să fie ruptă logodna decât prin divorț. Deci era căsătorie timp de un an de zile fără relații intime. Și ce Biblia că ei doi s-au logodit și dintr-o dată Iosif se uită la Maria și vede care are burtică. Vă imaginați ce a putut să-i treacă prin cap? Vă imaginați ce gânduri au putut să treacă acestui tânăr prin cap? Doamne, m-am ținut curat, am fost alergic la păcat, Doamne, dar cum, Doamne? Ce necaz ai îngăduit? Doamne, cum, cum, Doamne? Singura explicație om umană în lumea asta este că Maria a trădat. Deci nu există altă explicație umană decât aceasta. Și uitați ce zice Biblia, versetul 19. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. Și și-a pus de gând ce să facă, să divorțeze pe ascuns. Iosif putea să facă tam-tam, să spună, uite, mi-o distrus viața. Eu Iosif putea să meargă și să poruncească să fie ucisă cu pietre Eu Iosif putea să le pun în termenii noștri Pe tot Facebook-ul, pe TikTok, tot, tot, tot La toți neamurile să sună și să se simtă uh, super trădat și gata Nu mă mai joc Eu Iosif putea să aleagă această cale Și cu toate astea Pentru că atunci când ești un bărbat neprihănit Să știi că vei avea o înclinație specială spre milă Iosif zice, ăsta e adevărul, m-a trădat dar chiar dacă am adevărul, omenește în mintea lui, n-avea încă revelația. Totuși a zis, eu nu, eu nu, pot să fac așa ceva. Eu trebuie să am grijă și de reputația ei. Trebuie să fac un echilibru între adevăr și între milă. Nu pot, nu pot. De ce? Pentru că un om neprihănit are o înclinație specială spre milă. Să învățăm, frați și surori, de aceste sărbători să fim oameni echilibrați. Pentru că noi de multe ori când avem adevărul, lăsăm sânge în spatele nostru. Iosif putea să facă așa, să lase sânge. Să facă tam-tam. Să-și facă logonica de râsul lumii. Putea să facă. Putea să facă. Dar ascultați, când ai neprihănire în inima ta, uitați ce zice Biblia, versetul, versetul 20. Pe când se gândea el la aceste lucruri? Și aceasta este una din caracteristicile unui om neprihănit. Că nu acționează pe bază de instinct. Nu acționează pe bază de impuls. Gata. Omul ăsta stă. Se gândește, analizează. Cum să facă să iasă bine și reputația ei, dar în același timp să nu compromită adevărul? Omul ăsta se gândește. Un om care are o gândire duhovnicească este un om care așteaptă în tăcere ajutorul Domnului. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim bărbați neprihăniți. Să fii leu cu tine, frate, și să fii miel cu nevasta ta. Fii leu cu tine, fii dur cu tine și miel cu ea. Noi de multe ori suntem invers. Noi suntem miei cu noi Vai, așa ne știm noi menaja și proteja. Și leu cu ea sau cu alții. Uite-te la omul ăsta. Preferă mai bine să creadă, să zică lumea că el e la care au făcut prostii și să cadă rușinea pe el că pleacă după ce au făcut prostii, dar să nu sufere Maria. Doamne Dumnezeule, ridică bărbați neprihăniți. Ridică femei neprihănite. Oameni care să știe să echilibreze adevărul cu mila. Nu când ești, ai adevărul, știe tată strada. Când ești milos, știe tot orașul. Să știi să fii un gentleman. Să știi să faci, să ai echilibru lăudat și onorat să fie în numele Domnului. Amin? Amin? În al doilea rând, Iosif nu numai că era un bărbat neprihănit cu spre milă. Spre milă. În al doilea rând, Iosif nu numai că era neprihănit. Iosif a fost un om mare al credinței. Și Biblia, pe când se gândea el cum să divorțeze pe ascuns, să fie bine și de ea și de el, Deci Biblia, a venit un înger și a zis, într-un vis, Iosif fiul lui David, tu știi cine ești Iosif? Diavolul spune că ești un ratat, că Dumnezeu nu a fost drept cu tine. Diavolul spune că nu mai are rost să trăiești. Diavolul spune, uite ce criză te-a băgat Dumnezeu. Iosif, tu ești fiul lui David în ochii mei. Nu crede minciunile celui rău. Nu te teme să iei la tine pe Maria nevastă ta. Că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Vreau să vă întreb ceva. Știe Dumnezeu să aprinde lumina în mijlocul întunericului? Da sau nu? Când era pe buza prăpastei, aprinde Dumnezeu lumina? Dă Dumnezeu revelații? Își lasă Dumnezeu vreodată copiii? Niciodată Dumnezeu nu ne lasă. Slăvi să fie Domnul. Noi stăm așa de tașa și zicem, a, a avut el așa o criză, așa o noapte întunecată în viața lui. O venit îngerul, i-a dat un vis și -a trecut. Na, 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 nu l așa. Hai să gândim la rece. Câți dintre noi am luat decizii majore în viață în urma unui vis? Că toată lumea vizează, nu? Mai ales că poate... Bă, dacă s-a născut din îngrijorare. De asta îmi place de Iosif. Iosif, când are visul ăla, nu te pune întrebări. Bun, Doamne, ok, dar o fost de la tine sau nu a fost? Ce s-a zămislit în ea de la dus? Bun, bun, dar cum? Explicăm care e procedeul ăla. Cum? Iosif nu pune întrebări. Iosif crede. Și când se trezește, o ascultare instantă, direct se duce, o ia pe Maria nevastă sa și se declară soțul legal și pune numele de Isus și protejează identitatea lui Hristos declarându-se tata legal. De ce? Omul ăsta îl crede instant pe Dumnezeu. Mă gândesc câte binecuvântări n-am pierdut în viață. Pentru că atunci când Dumnezeu ne-a vorbit, noi totdeauna parcă am amânat. Oare chiar așa -i? Vechiul Testament începe cu un cuplu. Noul Testament începe cu un cuplu. Vechiul Testament începe cu un cuplu care n-ascultă și, și se îndoiește de cuvântul lui Dumnezeu și a adus distrugere și moarte și păcat. Noul Testament începe cu un cuplu. Maria și Iosif. Oameni care nu înțeleg cum Duhul Sfânt lucrează acolo, nu cer explicații, ci pur și simplu ce fac? Se abandonează. Maria zice, nu înțeleg, facă-mi se după cuvântul tău. Asta îmi place. Că există momente în viața noastră când Dumnezeu chiar nu ne dă explicații. M au auziți ce vă spun? Și trebuie să accepți unele lucruri ca un tatuaj. Și trebuie să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt chiar dacă n-ai evidențe palpabile. Doamne, dar nu știu de bărbat. Cum? Puterea celui preanal. Și cum? Nu știu. Ok, fac mi se după cuvânt. Cred cuvântul tău pe deplin. Mă rog ca Dumnezeu să ne mărească credința în El. Și dacă am stat tot în îndoiel și tot oare, da, dacă oare, oare, în apa botezului Dumnezeu i-a zis, acesta e fiul meu prea iubit. Imediat vine satana și zice, dar tu chiar ești fiul lui Dumnezeu. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, așa e? Dar Iosif îl crede pe Dumnezeu, se ancorează în acel vis, în revelația lui Dumnezeu. Nu mai cere explicații, și el crede revelația lui Dumnezeu. Mărește-ne, Doamne, credința în tine. Slăvi să fie Domnul. Martin Lloyd jones spunea că cea mai mare cauza depresiei spirituale, este necredința. Există multe cauze. Cea mai importantă cauza a depresiei spirituale, necredința. Oamenii nu mai cred pe Dumnezeu. N-au inima lui Iosif și a Mariei. Și dacă nu înțeleg, se aruncă de la etajul nouă, figurativ vorbind, se aruncă și, Doamne, eu cred că tu mă prinzi în brațe. Pur și simplu, cred pe Dumnezeu pe cuvânt, fără explicații. Mărește-ne, Doamne, credința în tine, Doamne. Întotdeauna m-am întrebat și am zis, Doamne, îmi place credința lui Iosif. Iosif nu pune întrebări, dimineața se trezește, o ia pe Maria, gata, e liber. După ce se naște Iisus Hristos, vine îngerul Domnului înapoi și zice, ia pruncul, du-te că Irod vrea să o moare. Noapte atunci, o ascultare instantă, asta îmi place la Iosif. Nu, no, nu zice, Doamne, acum e ora două noaptea. Mai trebuie să beau cafea mâine dimineața și acolo până la 11 așa pornesc. Nu, îmi place. Când Dumnezeu îi vorbește, bărbatul ăsta s-a trezit, pac, a luat-o ca nevastă. Îi vorbește Domnul noaptea, la două noaptea, hai să plecăm. O ascultare amânată este neascultare. O ascultare amânată, mai stai că mai rezolv, este neascultare. Și mă gândesc câte de binecuvântări am pierdut în viață. Pentru că măcar că Dumnezeu ne-a vorbit, am zis, ca și faraon, când au avut broștele la el în pat. Când să mă rog? Mâine, zice. Mâine să plece broaștele. Doamne, dă-ne o inimă ascultătoare. Această credință ca lui Iosif, care îl ascultă pe Dumnezeu și îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt, lăuda să fie Domnul. M-am întrebat și am zis, Doamne, dar oare după ce i-ai vorbit în vis și tot a fost fain și a avut acel salt al credinței? Am zis, Doamne, oare l-a mai spitit satana? pe Iosif, să că oare chiar Dumnezeu, oare chiar Duhul Sfânt, oare, oare chiar așa, oare visul chiar Chiar au fost de la Dumnezeu? Mă gândește Doamne, l-a mai ispitit satana pe Iosif? Cum l au ispitit înainte să primească visul? Sau nu? Și răspunsul care l-am primit din Scriptură este da. Eu cred că după ce a primit visul ăsta și a avut credința aia, eu cred că diavolul tot a venit. Să zic că o, o are de la Domnul fost? O, o, de unde știu asta? Ascultați ce zice Biblia în Luca 4 cu 13. Că asta e tactica diavolului. După ce l-a ispitit pe Isus în toate felurile, diavolul a plecat de la el de tot. Așa zice Biblia. Păi dacă pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu l-a scutit, așa -i? Voi credeți că pe Iosif l-a scutit? Dar imaginez cum bărbatul acesta, omul ăsta neprihănit, indiferent ce gânduri și ce atacuri vin din partea celui rău, stă ancorat în revelația lui Dumnezeu. Frașii și surori, dacă vrem să rămânem ca un pom să dă lângă un izvor de apă, trebuie să cugetăm la poruncile lui Dumnezeu. Trebuie să ne hrănim cu cuvintele credinței. Și trebuie să spunem, pleacă satanul, este scris, este scris, este scris, poți să mă ispitești de 100 și de un milion de ori, eu cred cuvântul lui Dumnezeu și am să lupt pentru credința dată Sfinților, o dată pentru totdeauna. Dacă, dacă ești sub un atac demonic, în cazul lui a fost suspiciunea sau gelozia la început, da? Ești un atac demonic, poate în alt domeniu. Ia cuvântul lui Dumnezeu. rănește ți credința cu cuvântul lui Dumnezeu și fricile îți vor muri de foame. Crede revelația lui Dumnezeu. ia un carnețel, scrieți acolo tot felul de promisiuni din Biblie, pune-l în buzunar. Du-te cu el în oraș la piață când diavolul te ispitește cu o torpilă. Ia cuvântul și spune, este scris, este scris. De ce? Există putere în Evanghelie. Evanghelia e puterea lui Dumnezeu. Dar când mergem și ne bazăm pe înțelepciunea noastră și pe uh, uh, logicile noastre, cădem. De aceea, ce trebuie să fac? Să mă bazez pe revelația lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Domnului. James Dobson spunea că 90% din membrii bisericilor noastre n-au trecut de bariera trădării. Adică, au fost oameni pocăiți care au stat lângă Dumnezeu și dintr-o dată li s-a întâmplat o nenorocire. Sau au început să strige, Doamne, tu ai spus, când strig un înrocit, Domnul aude. Și Dumnezeu nu a intervenit. Eu te ia piciorul, poate. S-a murit cineva drag. S-a întâmplat în că Și, Doamne, nu-i corect, dar eu te slujesc. Cum, Doamne, ai îngăduit așa ceva? Și vin la biserică, spune el, dacă cu frâna de mână trasă. Cumva în inima lor e că, e că Dumnezeu nu a fost corect așa față de ei. 90%. Nu trec de acea barieră, de acel gust amar care a lăsat în urmă un eveniment și Dumnezeu nu a intervenit. Doar 10% sunt cei care spun, Doamne, chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă smochinul nu va înflori, chiar dacă vița nu va da niciun rod, eu cred Romani 8 cu 28. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Nu înțeleg cum criza asta și trauma asta lucrează bine spre, spre veșnicia mea, dar cred, Doamne, din toată inima mea că Tu faci ca toate să lucreze spre binele meu. Întărește-te în credință. Și dacă ai un șoc în credință, cum a avut Iosif, fie acel bărbat al lui Dumnezeu să spui, Doamne, chiar dacă nu înțeleg și creierul ăsta, numai 7% funcționează. Numai 7%. Asta a făcut Adam și Eva. Ne-au luat și capacitatea de a gândi cum trebuie. Și ce să faci? Să spui creierul care merge numai 7%. Ascultă aici. Supune-te cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul. Și nu mai crede tu mintea ta, crede cuvântul lui Dumnezeu și chiar dacă nu înțelegi, crede promisiunea lui Dumnezeu. Amin? Amin. Indiferent de criza, de șocul în credință care l-ai primit, nu sta cu frâna de mână trasă și spune, Doamne, chiar dacă nu înțeleg, Iosif, Maria, chiar dacă nu-mi dai Doamne, eu cred cuvântul Tău. Această credință simplă a doi tineri care l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, l dat și onorat să fie în numele Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Vedeți, da, e bucurie, dar e și criză, așa? E bucurie, dar e și criză. Dar în toată criza asta, Domnul veghea binecuvântat să fie numele Lui. Poate în această dimineață ești aici și poate ești în criză ca familie. Să nu uităm că prima minune pe care Dumnezeu a făcut-o a fost la nunta din Cana, Galilei. Prima minune, Iisus Hristos n-a făcut-o cu bolnavi, n-a făcut-o cu slăbănogii, n am înviat mort. Prima minune pe care Isus a făcut-o, a făcut-o la o într-o familie. Ca să ne arate Dumnezeu cât de mult prețuiește El familia. La prima familie din Noul Testament, Dumnezeu face minuni și îi țin împreună. Rog-te Dumnezeu, Doamne, fă minuni în viața mea și în familia mea. Cineva spunea că astăzi o familie să reziste mult în timp, are nevoie de multe minuni din partea lui Isus Hristos. Problema nu este asta, problema nu este că Dumnezeu nu face, ci că noi nu avem ochi să le vedem și să le credem. Doamne, mărește-ne credința în Tine, Doamne. Binecuvântă toate familiile din Biserica Betel și nu numai, cu bărbați neprihăniți, oameni ai credinței, oameni care să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, împotriva logicii și împotriva științei, să că Doamne, Tu ai spus, eu cred, și așa rămâne, lăuda să fie Domnul. John Piper, unul dintre păstorii mari ai Americii, spunea în cartea Lupta cu Necredința, spunea în felul următor. Când mergi cu mașina, ca un simbol, mergi cu mașina pe drum și dintr-o dată un vrășmaș îți aruncă noroi pe parbriz, primul instinct care este? Să pui frână. Vai, am noroi pe parbriz. Eu spunea, nu, tocmai că ți-a aruncat vrășmașul noroi este că ești pe o pistă bună și nu trebuie să te oprești. Ce să faci? Spunea el... Dă drumul la ștergătoare și la lichid. Ștergătoarele sunt cuvântul lui Dumnezeu și lichidul, spunea el. Metaforii vorbind. Este Duhul Sfânt care înmoaie noroiul acela. Dă drumul la lichid și la ștergătoare. Lasă cuvântul și Duhul Sfânt ce să facă? Să curețe viața ta, să curețe acea mizerie și să accelerezi până la capăt. Dacă diavolul îți aruncă tot felul de torpile și tot felul de atacuri din partea celui rău, știi ce să faci? Dă drumul la ștergătoare. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți vorbească inimii tale și nu te opri, ci accelerează. Accelerează. Diavolul vrea să te tragă pe dreapta, să zică, uite-te, uite te uite-te, uite ăsta uite, uite. e Dumnezeu, unde poți Dumnezeu? Nu! Așteaptă în tăcere ajutorul Dumnezeu și mă rog cuvântul lui Dumnezeu să-ți vină în ajutor, slăvit și onorat să fie Domnul. Amin? Amin. Ne rugăm în această dimineață, Doamne, binecuvântă toate familiile bisericii noastre. Uite te la toate crizele în tot felul de departamente și de aceste sărbători. Cum a intervenit în cazul lui Iosif și a Mariei. Doamne, intervine și în familiile noastre, Doamne. Lasă pacea ta. Tu care ești Mesia, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Doamne, asiste ne Doamne. Și Doamne, dă bisericilor noastre familii sănătoase, Doamne Dumnezeule. Și orice du de suspiciune, orice du de gelozie, orice buruiană mare, ce să facă? Să piară, spune Biblia, așa -i? De ce? Pentru că zice Biblia, din potrivă fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, așa cum va ierta și Isus Hristos pe voi, slăviți să fie Domnul. Doamne, ridică bărbați ca Iosif. Oameni simpli, de care au avut îndrăzneala să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Oameni care au fost miloși și drepți în același timp. Oameni ai credințe, oameni pe care Dumnezeu i-a onorat, lăsându-L apoi pe simplu tâmplar să-L crească pe Creatorul, pentru că și-a pus credința la bătaie. Mă rog ca Domnul să ne mărească credința și de aceste sărbători să avem pace, să avem bucurie în mijlocul necazului poate, în mijlocul crizelor, mă rog ca Iisus Hristos să ni se descoperă ca cel mai minunat, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, slăvit să fie Domnul.